Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi, pentru câteva zeci de minute, ne vom reîntoarce în timp, undeva acum câteva sute de ani. Invitatul meu de astăzi ne va cânta la propriu povestea acelor vremuri. Haideți să-l cunoaștem! Desprins parcă din legendele cu domnițe și trubaduri, Nicolae Sechei este unul dintre oamenii de valoare ai județului Hunedoara. De profesie inginer, reprofilat ca tehnoredactor, hunedoreanul e maestru în arta pirogravurii, poet, dar și un muzician de excepție. Și în plus se clasează printre cei o mână de români care știu să cânte la lăută. Prima amintire, când eram copil, nu știu câți ani să fie avut, poate 4, 5, 6, nu știu, în Ghelar, eu acolo m-am născut și am primit o muzicuță, un cadou de la bunica mea și am ieșit cu ea prin curte și sau, pur și simplu am găsit, am văzut cum se suflă, am găsit, știam eu melodii, îmi luau melodii prin cap sau ce auzeam eu pe la radio și intuiția și-a făcut oricum treaba. Deci am găsit melodiile, adică melodiile pur și simplu să recândeam. A fost prima mea întâlnire cu un instrument. Pe urmă, să zicem că a fost vioara, dar la n-am avut acces la vioară. Sora mea a avut vioară, a luat niște lecții. Și sigur că eu tânjam să pun și eu mâna, dar probabil eram prea mic și nu mă lăsau. Cam asta a fost o dorință, să spunem. Pe urmă, de la muzicuță, oarecum ca sunet acordeonul, tot bunica mea mi-a cumpărat un acordeon și tot așa singur am învățat să cânt piese de-astea, eu știu, valsuri, tangouri, zaraza și nu mai știu ce. Erau pe atunci pe la radio, se dădea mult și mi-a plăcut foarte mult, atât dacă n-am studiat cu cineva, nu știam toate secretele instrumentului, dar așa, după ureche, am cântat până prin clasa a treia, a patra, chiar pe scene, cum erau pe vremuri, când se dădeau premii la terminarea anului școlar și așa. În un copil era, totuși, cu un instrument atât de mare, acordeonul. Da, era, cumpărase și unul mare, cum era, acordeoniștii știu, avea 80 de bași, deci era mare și eu, cum eram așa de mic, de multe ori vedeai un acordeon pe scaun și două mânuțe pe acolo, dacă nu era într-o poziție în care să vezi cine.
Mickey, cum îi spun prietenii, a învățat singur să cânte. Încet, încet m-am îndreptat către chitară, pe clasa a 6-a, 7-a și mi-am luat prima chitară. Da, bineînțeles, aia a fost așa zdranga-zdranga și ușor-ușor către liceu am descoperit chitara clasică. Întâmplător, la radio am auzit o înregistrare cu Andres Segovia, care este unul dintre cei mai mari chitariști. Și auzind eu o piesă acolo, m-am mirat, zic, cum, că au zis un singur nume și eu auzeam acolo două, trei voci, două, trei chitări, practic, două, trei linii melodice și m-am mirat, zic, cum, că doar un nume au zis. Și abia după am aflat că se poate cânta așa, am făcut rost și eu de o metodă și am buchisit eu acolo și am rămas extrem de uimit că se poate cânta la chitară, nu numai cu pană și să-ți drângănești la ea, ci pe ciupite, pe asta și... Bine, am cântat după aia și folk, în liceu, și acum, cum se mai merg cu elevii și să mai duc pe munte, pe asta, cântam, am cântat și eu, am avut și ceva compoziții, folk, cântam prin liceu, prin astea și ușor, ușor m-a atras chitara clasică, practic. Ai luat vreodată lecții? De... Nu, nu. Tot nu, singur? Singur. Da, bine, acum cu chitara, cu zdranga, dezdrângănit și așa, alea oricine, poate și astăzi acordurile se învață destul de ușor. Nu chiar dar oricine, era... sunt destui care iau bine, și de așa, chitară. Care, da, e adevărat. Deci, care sunt atrași de instrument, deci nu e foarte, foarte greu. În schimb, deja după metodă de chitară, e altceva și eu am pus mâna pe o metodă de chitară și atunci am... Și practic în anul întâi de facultate am intrat puternic în chitara clasică. A vrut să meargă la conservator, dar s-a gândit că nu are nicio șansă. Voiam ori filozofie, ori conservator. La filozofie nu se punea problema, Biblia roșie... Era alte vremuri, alte politici. Iar la conservator era destul de dificil că trebuia școala de muzică, măcar un, așa, liceu de muzică, participări la cântarea României. Deci erau niște condiții și plus că și pe vremea aia existau acele nepotisme, să spunem. Așa mi-aduc aminte că știu că erau locuri puține la conservator, undeva 8 locuri, chiar la 2 ani. Unele locuri la compoziție, la dirijorat, la pedagogie muzicală, la... Nu știu, poate că nu sunt foarte bine informat, dar eu așa mi-aduc aminte. Deci nu aveam cum să merg. Și atunci am studiat singur, m-am dus, am făcut metalurgia la București. Dar, sigur, în paralel a fost chitara în cămin, în cameră. Deci... Cam așa. În 87 am luat locul întâi la Sinaia, la festivalul de chitară clasică de la Sinaia. Am avut și un recital la Ateneu, la sala studio. Am venit, am terminat facultatea, am venit și m-am angajat în combinat. După Revoluție am făcut chiar și aici la Castel un mini-festival, să zic, de 2 zile, 3 zilele chitarei clasice, unde chiar am avut elevi și cât de cât am mai continuat eu recitaluri și pe colo. În timp, chitara a fost înlocuită de alte instrumente prea puțin cunoscute la noi, vihuela, lăuta sau cobza. Prin anii 90 am văzut prima dată lăuta, nu, pusesem un pic mâna pe lăută, chiar aici au fost doi lăutiști din Belgia și au cântat și am avut de atunci atracția, dar bine, instrumentele la noi nu existau așa ceva și chiar cu cei doi lăutiști a venit cineva din Târgu Mureș, atunci l-am cunoscut, George Lorinții, despre care o să mai spun clar, așa, care după Revoluție a stat în Franța la un luthier, sau în Belgia, la un luthier, a învățat să facă instrumente și ca atare el ne aprovizionează astăzi pe noi cu instrumente, cu mici reparații, cu tot felul de
Sunt foarte puțini care fac așa ceva. Da, e singurul. E singurul cu instrumente vechi și face chiar toată gama de... Să revin un pic. Deci atunci am pus mâna prima dată și unul din cele două instrumente ale celor doi din Belgia era făcut chiar de domnul Lorinzi, al nostru. Am fost atras, pentru că eu și în chitara clasică am fost foarte atras de muzica veche, de piese din Renaștere care erau transpuse pe chitară. Dar nu, a fost doar prima licărire, să spun. Bun. Și după mulți ani, mai exact 2007, când s-a înființat la noi formația de muzică veche medievală Unia di Cantores, Mircea Goian a înființat formația și m-a solicitat să vin cu chitara să facem acest grup. Eu de la prima repetiție, când am văzut ce se cântă, clar am zis, aici nu merge chitara, trebuie neapărat un instrument, deci lăuta. Și atunci mi-am adus aminte de George Lorinzi, am vorbit cu el și ne-a făcut o vihuela în prima fază și pe urmă, deci pentru formație, și pe urmă mi-am făcut eu instrumentele mele, deci și o lăută și o vihuela. Și acum aștept al treilea instrument, o chitară renascentistă. E o gamă largă din familia acestor instrumente, dar oricum sunt minunate. Și când mă întrebai cum a fost trecerea, păi în momentul în care am pus mâna pe vihuela și pe asemenea instrumente, aproape instantaneu am lăsat chitara. Sigur că m-am gândit multă vreme cum s-a putut așa, că dacă mă întreba cineva înainte sau îmi spunea cineva, vezi că tu o să lași chitara, cred că mă supăra în foc, deci nu m-aș fi gândit la așa ceva. Dar repertoriul și sunetul m-au cucerit. Chiar a fost o întâmplare frumoasă. Am fost la Ateneu la un recital al unui mare lăutist, Hopkinson Smith, și stând după concert la discuții, de fapt am și participat la un masterclass de-a lui, și l-am întrebat, maestre, cum se poate după 25 de ani de chitară, intermitent sau mă rog, cum cântam eu la... Dar cum se poate să lași instrumentul și să efectiv să fie atât de prins de lăută și de așa? Și mi-a răspuns într-un mod extrem de simplu, că m-a și șocat răspunsul. Zice, ți-ai găsit vocea. Noi, oamenii obișnuiți și prea puțin cunoscătorii de muzică, nu vom găsi prea multe diferențe între toate aceste instrumente. Mai ales că toate arată aproape la fel, fie chitară, vihuelă, cobză ori lăută. Primele, știu eu, atestări, cum s-au găsit primele modele care s-au găsit chiar în picturi, partituri, tabulaturi, a fost chitara medievală cu 5 corzi, 5 coruri, de fapt se spun, că sunt corzi dublate, după, și asta prin secolul 10, ea de fapt provine din lumea arabă, de la ud, acel instrument care seamănă cu cobza noastră, normal, cu lăuta, și care se, deci nu se ciupea cu degetele, ci cu o pană, cu un plectrum, și era oarecum, se cânta o melodie sau pur și simplu de acompaniament. Și prin invazia, cu invazia maură, în Spania a pătruns, prin Spania a pătruns în Europa și s-a simțit nevoia să se cânte pe, deci nu numai de acompaniament și cu pană, ci pentru a ciupi în ideea muzicii polifonice, adică să cânți pe două, trei voci, două, trei melodii. Asta în mare, așa, ca să fac o linie. După lăuta medievală cu 5 corzi, a fost lăuta renascentistă, care a suferit mai multe transformări. A fost cu 6 corzi, cu 7, cu 8. Cu 8 este și lăuta mea. Cu 9, cu 10, și deja în Renașterea târzie, 10-11 corzi. Pe urmă intrăm în perioada barocului, unde a fost lăuta barocă, arcilutul, chitarone,
Teorba, mai cu griful mare de 2 metri, pentru, mai mult pentru muzică, pentru ansambluri de acompaniament, de voce și teorbă, diferite instrumente, combinații. Așa? Seamănă puțin cu cobza? Da, da, da. De, cobza chiar este trecută în istoria Lăutei. Nu știu acum sursa să spun exact, dar este trecută și, zice, ori Moldavian Cobza sau Rumanian Cobza, parcă așa cum s-a scris, și este trecută, dar este pe filieră balcanică. Asta ar fi familia lăutelor, dar și chitarele au un arbore genealogic al lor. Chitara renascentistă, cu 4 coruri, cum ziceam că sunt dublate, 4 coruri, după care a fost chitara baroc, cu 5. Mă rog, a mai fost aici pe acolo chitara batente, care era cu corzi de metal. Astea tot ce am zis până acum, se folosesc corzi de maț. Sunt cam scumpe, eu nu-mi permit, că se și uzează repede. Nylon sau un soi de aliaj, nylon și aliaj, mă rog, o combinație între nylon și maț și sună mai altfel. Se găsesc în magazin? Nu, tot așa sunt ca și lutierii, sunt cei care fac corzile astea și se fac la comandă, adică trebuie să dai lungimea instrumentului, lungimea vibrantă a corzilor, deci mărimea instrumentului, mă rog, în ce e acordat și ei calculează ce mărimi, ce grosimi trebuie să la corzi și lungime și așa mai departe. Deci chitara renascentistă, chitara baroc, chitara batente, mă rog, pe urmă chitara romantică, care ușor, ușor deja vine către chitara noastră de astăzi. Și în 1850 Torres a venit cu ultima formă, chitara clasică de astăzi, care a și rămas. Nicolae Sechei este unul dintre cei câțiva români maestri ai lăutei. Instrumentul este unul rar întâlnit și puțini sunt cei care s-au încumetat să îi destrușească tainele. Practic, suntem cam trei activi care avem recitaluri solo și mai sunt doi fost studenți la chitară și acum sunt profesori de chitară în București, care și-au comandat și ei și-au făcut niște teorbe, tot la Gheorghe Lorinții, că numai el face. Și deci asta vreau să spun că suntem foarte, foarte puțini, mulți de oameni. Dar de ce? Este greu de cântat la lăută? Nu e greu, mi-am pus și eu întrebarea. Am impresia că muzica pentru lăută este un pic, cum să spun, totuși un pic greu la ascultat, mai ales la primul impact. Pentru că se cântă polifonic pe lăută, foarte polifonic. De fapt, renașterea e și denumită perioada de aur a polifoniei. E destul de greu de ascultat în viteza cu care trăim noi. Adică noi imediat vrem melodie, refren, melodie, deci nu sunet. Este o muzică accesibilă zilelor noastre, ca să spun așa nu, ceva. Trebuie foarte multă liniște și calm și timp. De fapt, vihuela a fost primul instrument la care am cântat din seria asta al muzicii, mă rog, al lăutelor. Și am cântat la vihuela oarecum cu tehnică chitaristică. Cântat atâția ani, eu m-am gândit că nu e o problemă, eu aveam unghii și ciupeam, însă, ascultând diferiți lăutiști din lume și albume și așa mai departe, nu-mi suna nici cum la lăută, nu suna cum suna la ei și nu știam, adică nu că nu știam de ce, normal, îmi dădeam seama că e o altă tehnică și inclusiv cititul, eu prima dată am cântat după partituri normale, ca de chitară, dar sunt tabulaturi, de fapt, după ce, cum se cânta pe vremea aia, după tabulaturi. Și ce înseamnă? Un sistem de semne, sunt niște linii care reprezintă corzile, 6 corzi, lăutele care au mai multe se mai trăgeau câte o liniuță sub și se
adăuga numărul de, sau unde trebuia să, ce coarde trebuia să acționezi. Și acele taste, care sunt, de fapt se numesc freturi, pe șalea sunt tot din nylon sau din maț, taste nu ca la chitară de metal, sunt din maț și alea chiar se mută și se acordează, îți reglezi instrumentul ca să-l poți acorda cât de cât, că e o poveste și aici cu acordajul. Și încet, încet, chiar am trecut la tabulaturi, pentru că era greu să înveți pe de rost. Eu la chitară piesele care le știam cam pe de rost, așa le-am învățat. Era mai greu să cânți nu știu ce piese mai lungi și după partitură. Și în plus, luând tabulaturile, poți să iei o carte de un autor, de un leutist care a compus nu știu cât și să stai o noapte întreagă, să stai să cânti. Bineînțeles, nu ți-e toate perfect sau unde sunt mai complicate, dar asculți muzică cântând. Cât despre repertoriul pentru astfel de instrumente? Nu e mare, e enorm. Și n-ai timp o viață să și asta numai, să zicem, lăută și un pic de vihuelă. Majoritatea celor care au compus pentru astfel de instrumente au trăit în secolele 13, 14, 15. Preferatul tău cine ar fi? Păi ar fi mai mulți. John Dowland este un exponent al muzicii elisabetane. Francesco da Milano, Francesco Spinacino, Bosinensis, mulți, mulți, nici nu știu acum să... Deci un repertoriu este enorm și, să zicem, un mare, cel mai mare compozitor este unul care se cheamă anonim, Anonymous. Sunt multe, multe compoziții care nu au autor, dar sunt fermecătoare, efectiv, de-a dreptul. Se mai compune ziua de astăzi așa ceva? Există? Nu. Sunt, am văzut... în Occident sunt care compun, dar nu mi se pare... Nu se ridică la nivelul... Nu neapărat, că poți compune, dar sunetul lăutei și maniera și asta, atâta este de profund la ceea ce s-a scris, încât să scrii maniera iarăși nu are niciun rost, ori să scrii în manieră modernă, muzică modernă sau așa, mie personal nu mă atrage, chiar deloc. Miki s-a apucat de cântat la aceste instrumente speciale la vârsta de 45 de ani. Dar de unde pasiunea asta pentru muzica renascentistă? Da, bună întrebare, că cântând la chitară, sigur, perioada romantică, Francesco Tarega, Fernando Sor, mulți, mulți compozitori pentru chitară cu lucrări frumoase de tot. Dar puținele transcripții care existau pentru chitară din perioada din renascentistă m-au atras foarte tare prin conținut, nu pot să-mi dau seama. Ei, acel Luis de Milan, care a compus pentru vihuela. Ce îți place mai mult? Vihuela sau lăuta? Nu prea poți. Ca mâna stângă sau mâna dreaptă. Dacă ar fi să te naști într-o altă perioadă, în ce perioadă ți-ar fi plăcut să te naști? Atunci, 1500 și ceva. În afară de muzică, Nicolae Sechei mai are încă o pasiune. Poezia. Din 2000 sunt membru în Uniunea Scriitorilor, la filiala de la Arad, o echipă frumoasă, deci am 5 cărți. Urmează, de vreo 6-7 ani m-am axat mult pe muzică și am cam lăsat-o, dar în interior s-a acumulat și încă din vara trecută a răbufnit. În primăvara asta vreau, sper să pot, acum depinde. Aceeași problemă cu sponsorizări, cu să văd, să încep căutările și în primăvară să scot un volum de poezie. Și mai ai o pasiune, Piro, o gravură. Da, de mult, tot prin clasa 6-a, 7-a, la Casa Pionierilor, pe vremea aia. Acolo am învățat să pirogravez și mi-a plăcut foarte mult și pe urmă am început cu
Bine, am început cu chestii mai simple, cu contur, cu un pic de așa, dar mi-am dat seama că, opa, că și după poză poți, cu umbre, cu tot felul de... Și vreau m-am, oarecum m-am reapucat de această mini-pasiune, să zic, deși e foarte relaxant, să simți ușor lemnul când arzi cu aparatul și fumul acela de lemn, de placaj, îmi place. Și m-am reapucat, ultima pirogravură e cu castelul. Și o să vreau să fac mai multe și mărimi mari. Mickey poate fi întâlnit și ascultat de multe ori la sfârșit de săptămână la Castelul Corvinilor de la Hunedoara. Am fost la Bruxelles, am fost în Belfort, în Franța, am fost în Ungaria, la Szombathely. Am cântat în mai multe locații, dar niciunde, nicio sală nu sună ca în capela castelului aici. Și sunt niște săli fantastice cum sunt aici. Thank you.